Rampa de gunoi de la Patarât a luat foc din nou ieri noapte. Incendiul a izbucnit în jurul orei 22. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 1500 de metri pătrați. Pompierii au intervenit pentru stingere cu 4 autospeciale. Aceștia au fost ajutați de câțiva operatori economici care au trimis 4 autocisterne. Prefectul Aurel Chereche și comandantul ISU Cluj, Ioan Moldovan, s-au deplasat la fața locului. În jurul orei 23, flăcările au fost stinse. Acesta este al 4-lea incendiu de la Patarât de anul acesta. În ultimii 2 ani, rampa a luat foc de 25 de ori. Până acum nu a fost găsit niciun vinovat.